Nimeni dintre noi nu și-a plănuit vreodată să-și distrugă viața. Nimeni nu face din eșec un obiectiv. Printre dorințele noastre de început de an nu se numără și aceasta. Copiii nu își doresc să ajungă niște alcoolici când vor fi mari. Studenții nu se duc la cursuri pentru a învăța cum să falimenteze mai bine în viață. Mirele și mireasa nu se duc la altar cu perspectiva divorțului. Însă vestea proastă este că astfel de vieți ruinate există. Iar acest lucru este mult prea frecvent în zilele noastre. Aceasta se întâmplă din cauza alegerilor pe care noi le facem, din cauza modului greșit în care ne trăim viața. Documentându-mă pe acest subiect, am înțeles că există cel puțin 7 moduri prin care îți poți distruge viața. Primul ar fi: fă orice îți dorești. Al doilea: trăiește peste posibilitățile tale financiare. Al treilea: alimentează-ți o dependență. Al patrulea: lasă-te influențat de anturaj. Al cincilea: crede că această viață este doar despre tine. Al șaselea: trăiește pentru satisfacție imediată. Al șaptelea: fugi de responsabilități. Toate aceste lucruri ne sunt transmise zi de zi prin intermediul social media și dacă nu avem o soluție pentru fiecare dintre ele, dezastrul va fi iminent. Cum să evităm astfel de greșeli? Putem începe prin a asculta de înțelepciunea lui Dumnezeu și de a ne opri din a mai asculta ceea ce ne dictează presiunea culturii și sentimentele noastre. Dar cum putem să ascultăm de înțelepciunea lui Dumnezeu? Haideți să privim spre fiecare problemă pe care am amintit-o prin perspectiva cărții Proverbe, unde putem să vedem exprimată înțelepciunea lui Dumnezeu prin regele Solomon, care a fost unul dintre cei mai înțelepți oameni ai lumii. Prima problemă era aceea: să faci orice îți dorești. Fă orice îți dorești. Aceasta este una dintre cele mai mari minciuni ale tinereții. Mulți cred că pot să facă orice și să scape de consecințe. Că până la urmă sunt doar niște tineri. Nimeni nu va fi rănit, nu? Nu! Chiar acum sunteți în procesul de a deveni ceea ce veți fi într-o bună zi. Să fii un bun soț, soție, părinte, angajat, prieten, fie opusul. Tot ceea ce vei face acum te va conduce pe una dintre acele căi. Tot ceea ce faci acum te va urma precum o umbră. Regele Solomon spune: cel naiv crede orice vorbă, dar cel chipzuit își gândește bine pașii. Care este soluția acestei probleme? Fă ceea ce Dumnezeu ar vrea ca tu să faci. Dorește-ți să-L cunoști mai bine pe Dumnezeu, să-L cunoști personal și astfel vei afla și vei înțelege care sunt principiile și adevărurile după care Dumnezeu vrea să-ți modeleze viața. Al doilea mod prin care să îți distrugi viața este: trăiește peste posibilitățile tale financiare. Atunci când cheltui mai mult decât îți permiți, vei trăi pe moment, să spunem, o viață bună. Dar în mod cert îți asigură viața plăților de datorii și îngrijorări pentru decadele care vor urma. Mulți oameni din zilele de azi încă plătesc pentru anumite plăceri, experiențe pe care le-au avut cu mulți ani în urmă, cu mult după ce acea plăcere de moment a fost uitată. Regele Solomon spune: bogatul stăpânește peste sărac și cel ce ia cu împrumut este slujitorul celui ce dă cu împrumut. Care este soluția acestei probleme? Trăiește sub nivelul posibilităților tale. Astfel, nu vei deveni robul datoriilor. A treia problemă este aceea: alimentează o dependență. Indiferent că este vorba de alcool, bani, droguri, pornografie, cumpărături sau alte atracții, cei mai mulți oameni au o adicție de vreun fel. Iar vestea rea pe care trebuie să o auzim este că aceste adicții aduc moartea. Fie moartea literal, fie moartea relațiilor, a libertății și a fericirii. Cum apare o dependență? Alimentând-o, hrănind-o. Atunci când hrănești ceva, crește. Cu cât alimentezi mai mult o adicție, cu atât devine mai puternică și cu atât mai mult devine tot mai greu de oprit. Înțelepciunea este să oprești acum, pentru că devine din ce în ce mai greu de oprit cu fiecare ocazie în care spui: doar o singură dată mai fac. Regele Solomon spune:
Dreptatea celor cinstiți îi eliberează, dar trădătorii sunt prinși în lăcomia lor. Care este soluția acestei probleme? Înfometează-ți dependențele. Astfel, ele vor slăbi și le vei putea birui. Un al patrulea mod prin care îți poți distruge viața este să te lași influențat de anturaj. Spune-mi cu cine te însoțești ca să spun cine ești. Fie că dorim să credem lucrul acesta, fie că nu, proverbul acesta este o realitate. De asemenea, se spune că tu ești media celor 5 persoane cu care petreci cel mai mult timp. Faci ceea ce fac ei pentru că le faceți împreună. Le adopți ideile și convingerile, comportamentul și limbajul. Regele Solomon spune: cine umblă cu înțelepții va deveni înțelept, dar cine se asociază cu nesăbuiții va avea de suferit. Care este soluția acestei probleme? Înconjoară-te cu oameni înțelepți. Oameni de la care ai ce învăța. Oameni care te vor ajuta pe tine să crești, să urci, nu să cobori. Al cincilea mod prin care să-ți distrugi viața este de a crede că această viață este doar despre tine. Tu ești unul din aproape cei 7,8 miliarde de oameni care trăiesc la ora actuală și te gândești că ești o persoană specială, la fel cum crezi și ceilalți 7,8 miliarde. Însă realitatea este că nu ești tu starul acestei emisiuni. Iar lumina mică pe care o radiezi va fi văzută doar de câțiva oameni și imediat va fi uitată după ce emisiunea trece. Oamenii care devin cea mai mare realitate a vieții lor sfârșesc întotdeauna prin a fi dezamăgiți sau deziluzionați. Iar atunci când ei părăsesc viața aceasta, lumina lor pur și simplu dispare. Dacă dorești să ai un impact în această viață, trebuie să trăiești slujindu-i pe alții. Iisus a fost cel mai bun exemplu în această privință. El ne-a slujit murind de bună voie pe cruce pentru păcatele noastre. Cea mai puternică persoană care a trăit vreodată și a folosit toată puterea și a folosit întreaga putere pentru a sluji. Regele Solomon spune că mândria merge înaintea distrugerii și un duh arogant merge înaintea căderii. Care este soluția acestei probleme? Trăiește orientat spre cei din jur. Dedică-ți viața pentru a-i sluji pe alții. Al șaselea mod prin care îți poți distruge viața este de a trăi pentru satisfacție imediată. Aproape nimic cu adevărat util nu se dobândește rapid. Orice lucru valoros necesită timp. Multe dintre lucrurile pe care ți le dorești cu adevărat, lucruri de care să te bucuri pe termen lung, pot fi distruse pentru răsfățul de moment. Vrei o căsnicie uimitoare sau doar o noapte uimitoare? Regele Solomon spune: comor de preț și un de lemn sunt în casa celui înțelept, dar cel nesăbuit le risipește. Care este soluția acestei probleme? Așteaptă. Dumnezeu face orice lucru frumos la vremea Lui. Și ultimul mod pe care l-am identificat prin care să-ți distrugi viața este acela de a fugi de responsabilități. Cu toții avem tendința de a o da în bară, nu? De a fi orbi la propriile noastre greșeli sau să credem că ne putem schimba noi singuri, chiar dacă nu a funcționat niciodată în trecut. De aceea Dumnezeu ne-a creat să trăim în comunitate, să trăim unii cu alții, să ne încurajăm unii pe alții și să ne îndreptăm unii pe alții. Motivul pentru care oamenii fug de responsabilități este acela că ei nu doresc să fie corectați, dar au un simț al autosuficienței care stă precum un zid în fața oricărei atenționări, chiar dacă atenționarea este cu privire la ceea ce le distruge lor viața. Dacă dorești să te schimbi cu adevărat, caută-L pe Dumnezeu cu smerenie. Lasă-L pe El să-ți arate ceea ce este greșit la tine. Lasă-L pe El să lucreze în viața ta. Iar lucrul acesta este cel mai bine realizat într-o comunitate de credincioși, adică în Biserica lui Hristos. Regele Solomon spune: cine iubește disciplinarea, iubește cunoștința, dar cel ce urăște mustrarea este fără minte. Care este soluția acestei probleme?
nu-ți mai căuta și nu-ți mai justifica autosuficiența. După cum am spus, oamenii nu hotărăsc să-și distrugă viața. Sperăm să fim buni angajați sau să avem o afacere prosperă, să fim buni soți sau soții, mame sau tați. Sperăm să avem o viață caracterizată de succes și să aducem o contribuție societății noastre. Iar toate acestea sunt rezultatul unei vieți regenerate, înnoite de Iisus Hristos. O viață care este dinamizată de perspective eterne. Tu devii cineva și ceea ce decizi astăzi va modela ceea ce vei deveni mâine. Cine vrei să fii când vei fi mare? Pentru că vei fi acea persoană mult mai devreme decât crezi. Acesta este adevărul pur și simplu.